daunelor prejudiciabile ca consecință a acțiunilor făptuitorilor au fost adus un prejudiciu bugetului de stat prin neachitarea taxei pentru valoare adăugată în sumă de peste 10 milioane de lei, iar prin dobândirea unor sume importante de bani prin schemele depistate de către procurori în cadrul efectuării urmăririi penale și dispunerii reviziilor și constatărilor reviziilor efectuate de experți, făptuitorii au dobândit suma de peste 50 de milioane de lei. Specific este faptul că pentru respectiva sumă de 50 de milioane de lei este că această sumă, ca urmare a aplicării metodologiei de calcul a consumurilor tehnologice și a pierderilor de tehnice a gazurilor naturale, urmează a fi incluse în tarif, respectiv suportate de către cetățenii Republicii Moldova. În acest sens, la moment se efectuează concomitent 25 de percheziții. Percheziții sunt efectuate inclusiv la întreprinderi fondate de Moldova Gaz, la persoane juridice de drept privat, persoane fizice conducători a acestor întreprinderi, precum și la o persoană care deține funcția de membru a Consiliului de Administrație